First of all, I have to congratulate the team of Ploiești about the qualification in the final. În primul rând, trebuie să prezentăm felicitările noastre echipei din Ploiești pentru calificarea în finală. And I wish them all the best. Și îi dorim tot ce este mai bun. It was very interesting series, very very interesting series with very very good games, close games. A fost o serie foarte foarte interesantă cu meciuri foarte bune și apropiate ca și rezultat. And unfortunately, in this kind of games, is not just if you believe or if you want, like us. Dar din păcate, în acest gen de meciuri nu este nevoie doar dacă îți dorești sau dacă vrei, cum am făcut noi. Maybe this year we have this result and performance in Euro Challenge and the experience of Euro Challenge. Poate că anul acesta am avut rezultatele și experiența Euro Challenge-ului. But it was very clear in this series against Ploiești, we show we didn't have the experience from before about this kind of semifinals. Dar este foarte clar că în această serie împotriva celor la Ploiești am arătat că nu avem experiența anterioară pentru meciuri de această natură de semifinale. For me this is was very important. Pentru mine este un aspect foarte important. And this is one of the reason we stay out. Și acesta este unul dintre motivele pentru care am rămas afară. In this series also maybe the games was interesting and very close. For the fans. În această serie poate meciurile au fost interesante și foarte apropiate pentru suporteri. But happened in very very strange things. Dar s-au întâmplat și lucruri foarte ciudate. Special in Ploiești. În special la Ploiești. And I want to ask something. Și aș vrea să vă întreb ceva. To the association and I want you write this thing. Vreau să întreb ceva Federației Române de Basket și chiar vreau să scrieți acest lucru. From the time when Liniadaki is in the game today have to play. Din moment ce Liniadaki în meciul de astăzi a trebuit să joace, a putut să joace. What was the reason the association, the federation to inform us one hour before the game Liniadaki will be out in the next two games? Care a fost motivul pentru care federația ne-a comunicat cu o oră înainte de începerea meciului că Liniadaki va fi suspendat pentru următoarele două etape? For me as a human being, pentru mine ca o ființă umană, this means two things. Asta înseamnă două lucruri. The one is federation. They don't know how they make their work right. Unul este că fie federația nu știe cum să-și facă treaba așa cum trebuie. But because in the same time I am sure federation make very well to make their job. Dar pentru că în același timp sunt sigur că cei din federație știu foarte bine cum să-și facă treaba. It's not by luck. Nu este de noroc. Who happened this thing today? One hour before start the game to inform us one of our players, important player. Don't play in the next two games. Ce s-a întâmplat astăzi nu este sigur că cu o oră înainte de începerea meciului am fost informați că unul dintre jucătorii noștri cheie va fi suspendat pentru următoarele două etape. And I expect as a coach, și mă aștept ca și antrenor, somebody from the federation, cineva din federație, to answer me personally. Să-mi răspundă personal. As a coach who I help this team, the Romanian basketball, anyway to go in the final for a Euro Challenge, I want somebody, just if they respect this try I make as a coach this year, to answer me why happened this thing today. Așa cum am fost un antrenor care am ajutat la ridicarea acestei echipe și a basketului românesc prin calificarea în final for Euro Challenge, vreau să mi se răsplătească munca și cineva să-mi răspundă sincer de ce s-a întâmplat acest lucru astăzi. I repeat many times because this year, except the very good moments I have here, mă repet de mai multe ori pentru că acest an competițional, cu excepția momentelor extraordinare pe care le-am petrecut aici. I have a bad experience. Am avut și experiențe neplăcute. Like Sibiu, like Ploiești in the two games there. Cum a fost la Sibiu, cum a fost la Ploiești în cele două meciuri de acolo. This is what I didn't accept as a coach. Ceea ce nu voi accepta niciodată ca antrenor. To think the others. Să creadă ceilalți. I am stupid. Că sunt prost. Maybe I have a lot of negatives, but stupid I am not. Poate că am multe aspecte negative, însă nu sunt prost. Because somebody here, they believe we are stupid. Pentru că cineva aici crede că noi cu toți suntem proști. Of course, we don't lose the series because they tell us Liniadaki is out for two games. Bineînțeles că nu am pierdut această serie pentru că am fost informat că Liniadaki este suspendat pentru două etape. But I repeat, there happened a lot of strange things in Ploiești. Dar mă repet, s-au întâmplat mai multe lucruri ciudate la Ploiești. Finally, în final, I want to congratulate to my players. Vreau să felicit jucătorii. I'm very proud about them. Sunt foarte mândru de ei. And if they tell us last summer we go in the semifinals, so
of Final Four Euro Challenge, and the semifinals of the championship, and we feel bad because we didn't go in the finals. Maybe we will tell them you are crazy, but for me it was normal because they deserve a lot, these players. Pentru că dacă cineva în luna august anului trecut ne-ar fi spus că vom ajunge în Final Four Euro Challenge, în semifinală de campionat și vom fi supărați când am acces în finală, i-aș fi spus poate că este nebun, însă pentru mine este un lucru normal, pentru că acești jucători merită pe deplin aceste lucruri. For another one time, congratulations. Pentru încă o dată trebuie să-i felicităm. I want to thank our fans, it was amazing for another one time. Vreau să le mulțumesc și fanilor pentru că au fost extraordinari pentru încă o dată. We with them against our because we won and we need to finish in the third position because we want to play next year in Euro Challenge. Și așteptăm și împotriva Stelei pentru că vrem să câștigăm poziția a treia pentru a ne asigura locul de participare anul viitor în Euro Challenge. What was missing today to reach the decisive game? For me, two things. It was the reason who lost the game. Două motive pentru mine au fost pentru că am pierdut acest meci. The first reason, it was the first 20 minutes. Primul motiv a fost primele 20 de minute. Unacceptable for my players in this crucial game. We go so soft and we let Ploiești to score almost 50 points without to make fouls, without to be aggressive. Este inacceptabil pentru noi ca să ajungem în meciul 4-1 decisiv să lăsăm Ploiești să ajungă la 50 de puncte fără să facem faulturile și fără să fim agresivi. In the second, it was very important the reaction of Liniadakis in the technical. Și al doilea și unul foarte important a fost reacția lui Liniadakis la acel faul tehnic. And about the time who happened this thing, it was the time we was 4 points in front and we have a good lead. În momentul în care s-a întâmplat acest lucru, am fost 4 puncte în față și aveam un ritm de joc. And because he received the fouls and he didn't stay in there. Și atât pentru că a primit două faulturi în acea fază și nu a mai putut rămâne în teren. In the end of the game, okay, from the time when they go point by point, the team who have the best selections, more aggressive in defense, take the game, okay, it was, in this time it was an our moment, it was best moment, and that's why it would be in the final. La sfârșitul zilei, echipa, din moment ce a mers cap la cap pe parcursul întregii partide, echipa care a avut selecțiile mai bune a câștigat și acest meci, nu a fost momentul nostru și pentru aceasta Ploieștiul merită să meargă în final. Ok, thank you very much. Those of the bench.